Bună ziua! Mă numesc Pellegrini Lila și azi vom discuta despre sistemul de axe ortogonale și distanța dintre două puncte. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, clasa 7. Mă bucur să avem ocazia să lucrăm iarăși împreună. Să începem cu o problemă simplă și anume drumul către casă. Niște elevi de clasa 7 au fost întrebați, au fost rugați să măsoare distanța de la școală până la domiciliul lor și totodată să măsoare cât timp au nevoie să ajungă pe jos de la școală până acasă. Am obținut aceste date. Dacă v-aș ruga să le reprezentați într-un sistem, atunci ați obține probabil o imagine similară. După cum vedeți, pe orizontală avem distanța și pe verticală avem timpul. Acesta, imaginea care ați văzut-o înainte, se numește un sistem de axe. Adică avem două axe ale numerelor care sunt perpendiculare și au un punct comun. Punctul comun este denumit origine. Am zis două axe. Deci avem o axă orizontală denumită axa abscisselor, avem o axă verticală denumită axa ordonatelor, avem originea, punctul comun a celor două axe și, desigur, trebuie să avem și o unitate de măsură pe care o fixăm cât dorim noi. Observați axa OX, axa OY. Acest sistem de axe, de fapt, se mai numește sistem cartezian în cinstea matematicianului Descartes. De fapt, acest sistem cartezian împarte planul în patru cadrane. Încercați să stabiliți, dacă ne-am gândit la cadranul 1, ce semn au numerele care sunt în cadranul 1? În cadranul 1, ambele coordonate ar fi pozitive. Aici, în cadranul 2, dacă ne uităm, din axa OX este zona cu numere negative, dar din axa OY avem zona cu numere pozitive. În cadranul 3, din ambele axe avem zona cu numere negative, respectiv în cadranul 4 avem plus cu minus. Să vedem de fapt cum reprezentăm un punct într-un sistem de axe. Dacă punctul are coordonatele A și B, 3 și 4, observați, prima dată l-am reprezentat pe punctul A, pe urmă l-am reprezentat pe punctul B, pe urmă am făcut un mic dreptunghi și punctul C, de fapt, este punctul căutat. Spunem că punctul C are coordonatele 3 și 4. Sau putem să scriem matematic, abscisa punctului C este 3 și ordonata punctului C este 4. Vă rog să încercați și voi, de data asta, încercați să reprezentați aceste trei puncte în sistemul de coordonate. Observați, de fiecare dată facem acele dreptunghiuri și întotdeauna este ușor de găsit punctul care mi s-a cerut. Întrebarea inversă ar fi: putem să citim coordonatele unui punct care este deja desenat? Vă rog și pe voi să încercați să citiți coordonatele acestor puncte care le vedeți în acest sistem de coordonate și vă puteți verifica dacă ați lucrat sau nu corect. Și acum o problemă cu Elena și Dani. În acest sistem de coordonate, observați domiciliul lui Elena, domiciliul lui Dani, școala,
terenul de sport, magazinul și farmacia. Le-am reprezentat cu niște cliparturi pentru a fi mai ușor. Direcția nord este exact cum știți și la geografie și este marcat pe figură. Avem niște întrebări la care o să vă rog să răspundeți. Prima întrebare este să citiți din sistemul de coordonate pozițiile acestor puncte. Bănuiesc că ați lucrat corect. Felicitări! A doua întrebare este cum ajunge Elena de la domiciliul ei la școală. Menționez că nu se poate deplasa decât pe liniile drepte, liniile marcate cu gri, acestea sunt străzile. Pentru a ajunge la școală, Elena se va deplasa o unitate spre vest și două unități spre sud. A treia întrebare este puțin mai dificilă. De ce Elena dorește să meargă la terenul de sport? Dar, înainte de a merge pe terenul de sport, are nevoie de o loțiune de protecție solară. Întrebarea pe care vi-o pun este: de unde merită să cumpere Elena loțiunea? De la magazin sau de la farmacie? În care situație va parcurge drumul mai scurt? Elena poate prima dată să se ducă la farmacie. Observați, merge 6 unități înspre vest și 4 unități în sud, respectiv, pe urmă, pentru a ajunge la terenul de sport, poate să meargă pe acest traseu. În total, de la locuința ei la farmacie și până pe terenul de sport, face 26 de unități de măsură. De la Elena până la magazin, observați, mergem 4 unități, respectiv 5 unități. Și pe urmă, de la magazin la terenul de sport, mergem 8 unități, respectiv 4 unități. În total, distanța este de 21 de unități, deci Elena merită să se ducă la magazin să-și cumpere loțiunea de protecție solară. Și rămânând tot la geografie, dar de data asta mergem în Europa, pentru că trebuie să calculăm anumite distanțe dintre orașele din Europa. Observați pe această hartă Bucureștiul, mai am două orașe din România, Timișoara și Cluj, respectiv câteva capitale din Europa, Viena, am notat cu A pentru că e capitala Austriei, Bratislava, capitala Slovaciei, Budapesta și Beograd. Prima sarcină pe care o aveți este să răspundeți la această întrebare. În ce cadran se află punctul B, adică orașul București? Aveți dreptate, București este în cadranul 4. Corect! A doua întrebare este să încercați să citiți coordonatele acestor orașe, dar desigur să le exprimăm rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, pentru că observați, aceste orașe nu sunt neapărat la intersecția liniilor ajutătoare, aceste linii întrerupte roșii. După cum vedeți, aici sunt toate coordonatele. Orașul București, dacă rotunjim, este 9 pe orizontală și 5 pe verticală. Adică orașul București are coordonatele 9-5. Și acum să folosim formula de calculare a distanței sau teorema lui Pitagora, cum doriți, pentru a determina anumite distanțe, de exemplu, distanța de la București la Timișoara sau distanța de la U la Timișoara sau distanța de la București până la punctul A sau distanța de la București până la C.
Cluj. Desigur, calculele noastre nu vor fi exacte, pentru că prima dată nu uitați că noi am rotunjit coordonatele. Pentru calcule folosiți aceste coordonate, care le vedeți aici sus, și aveți voie să utilizați un calculator pentru a face toate calculele. Distanța de la București la Timișoara, dacă folosim formula, ne dă radical din 29 unități de măsură, dar o unitate de măsură e 77 de kilometri și desigur și calculăm și radicalul și ne dă 414 kilometri, care este foarte apropiată de distanța reală de 410 kilometri. De data asta, distanțele le calculăm în linie dreaptă, ca și cum am merge cu avionul. De exemplu, distanța de la București până la A, adică până în Viena, dacă calculăm cu formula, ne dă radical din 106 unități de măsură, calculându-l pe radical din 106 și mulțind cu 77, obținem distanța de 793 de kilometri. Dacă ne uităm pe acest site, o să obținem 856 de kilometri. Desigur, am zis, calculele noastre nu sunt exacte pentru că am folosit aici niște valori rotunjite. Puteți să vă fixați orice fel de distanță și să încercați să calculați distanțele și să le comparați pe urmă cu distanțele reale.